nu sunt pregătit, nu am destulă experiență, nu sunt suficient de bun, nu am eu norocul ăsta, ce-o să creadă ceilalți? Sunt doar câteva exemple de convingeri limitative care ne intoxică. Credințele limitative, oricât de ciudat ar părea, sunt convingeri personale cărora le-am imprimat valoare de adevăr, o valoare care ne împiedică să fim sensibili în fața altor adevăruri și să obținem succesul în cariera și viața noastră. Aceste percepții negative de sine trăiesc în conștientul și subconștientul nostru, sunt înrădăcinate în experiențele trecute, comentariile altora, valorile și credințele familiei și prietenilor noștri. Ni le-am tot repetat sau ne-au tot fost repetate pe fondul unor experiențe emoționale intense și au devenit valori reale ale sistemului nostru de convingeri. Îndoiala în capacitatea noastră de a încerca ceva nou, de a începe o nouă afacere sau de a face orice pas în atingerea obiectivelor care ni le-am propus este destructivă. Nu numai că ne ține pe loc, ci ne și trage înapoi. Cele mai multe și mai puternice dintre convingerile limitative sunt înrădăcinate adânc în subconștient și le-am căpătat pe fondul unor conflicte intrapsihice între voință și putință, alimentate cu emoții negative. Cu cât mai traumatizantă emoția experimentată, cu atât mai puternică convingerea noastră limitativă. Când o informație senzorială venită pe calea unuia dintre cele 5 simțuri ale noastre ne amintește, fără să conștientizăm neapărat, de experiența emoțională neplăcută pe fondul căreia am dobândit o convingere limitativă, se declanșează blocajele care ne împiedică să luăm decizii importante. Dacă aveți convingeri care vă rețin, acum este momentul să le abordați direct. Nu le mai lăsați să vă îmbolnăvească în timp ce vă țin treaz noaptea din cauza stărilor de anxietate, grijilor și frământărilor care parcă nu se mai opresc. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este identificarea credințelor limitative, înțelegerea impactului lor asupra vieții voastre, identificarea sursei acestora și evaluarea validității acestor convingeri destructive. Mulți dintre noi avem credințe care sunt atât de profund înrădăcinate, încât nici măcar nu știm că există. Știm doar că ne confruntăm cu blocaje și în stânga și în dreapta și nu ne iese nimic din ceea ce ne propunem. Puteți încerca să le descoperiți singuri, ascultând și notând gândurile negative pe măsură ce le extrageți din câmpul vostru mental. Nu este un proces simplu, de aceea este necesară de cele mai multe ori îndrumarea unui facilitator. Odată ce le-ați identificat, reflectați asupra modului în care convingerile limitative vă stau în cale sau v-au afectat în trecut. Dacă oftați, acesta este costul personal cel mai mic al convingerilor limitative. Aceste convingeri destructive se bazează pe presupuneri, nu pe fapte. Însă se simt atât de puternic în sistemul personal de valori, încât vă bazați în mod eronat pe ele. Pe măsură ce veți înțelege ce sunt și de unde vin, următorul pas este eliminarea oricăror convingeri limitative care vă ies în cale. O mantră puternică sau un set de afirmații menite să reașeze lumea voastră interioară reprezintă soluții excelente de a trece peste convingerile voastre limitative. Repetarea acestora în mod regulat, folosind o tehnică și o strategie bine puse la punct, vă va ajuta să vă resetați mintea și să preluați ofensiva asupra convingerilor voastre destructive. Este nevoie de un efort regulat și intenționat pentru a depăși convingerile limitative. Același simț al intenționalității este necesar și pentru a le ține la distanță. Asigurați-vă că petreceți timp suficient identificând și abordând credințele limitative care stau în calea succesului vostru. Simți că parcă nimic nu se leagă pe unul sau mai multe dintre planurile vieții tale? Testează-ți convingerile limitative și scapă de ele înlocuindu-le cu altele noi care te vor susține în atingerea obiectivelor tale. Egal că este vorba despre bani, relații sociale, sănătate, familie sau spiritualitate. Nu amâna dezvoltarea personală.
Dacă simți că ai nevoie de îndrumare în această direcție, solicită chiar acum o consiliere pe tema convingerilor limitative care nu permit sufletului tău să-și împlinească dorințele. Sursa de motivație zilnică este aici ca să te ajute. Un simplu mesaj trimis pe adresa oficială de e-mail a canalului este suficient. Îndrăzniți așadar să fiți înțelepți și tăiați chingile acestor bagaje uriașe pe care le trageți după voi și care vă împiedică să fiți fericiți. Pe curând și fie să aveți parte de cât mai multe credințe constructive!